10 de copii din orașul nostru au petrecut săptămâna verde la Biblioteca Județeană Ion Minulescu, acolo unde au desfășurat activități tematice ce au avut în centrul lor grija pentru natură și reciclarea. Copiii au avut ocazia să participe la un atelier de creație din materiale reciclabile, în cadrul căruia au confecționat un ghiveci 3D pe foaie și au învățat cum să refolosească obiecte fără a face risipă. De asemenea, ei au fost prezenți și la ore de lectură cu tematică ecologică, prin care s-au dezvoltat abilitățile creative și au aflat mai multe despre această activitate din sfera educației civice. Cartea 365 de povești din Codrul Verde a deschis un întreg univers celor mici, care au mărturisit că orele petrecute la bibliotecă au fost extrem de benefice pentru ei. O floare. Ce ai de gând să faci cu planșa asta? O vei păstra? Da. La bibliotecă cum ți s-a părut? Frumos. Ce ți-a plăcut cel mai mult aici? Mi-a plăcut cărțile. Am făcut lucrarea. Ce ai de gând să faci cu ea? Am să o păstrez. Amintire? Da. La bibliotecă cum ți s-a plăcut? Frumos. Ce ți-a plăcut cel mai mult aici? Că am lucrat. Ce ai de gând să faci cu ea? O păstrezi? Da. Ca amintire? Da. La bibliotecă cum a fost? Frumos. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Să fac floarea. Tu ce faci acolo? O floare. Și la final ce ai de gând să faci? O iau acasă. La bibliotecă cum ți s-a părut? Frumos. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Să pictez astea. Am făcut o floare. Ce ți-a plăcut cel mai mult aici? Mi-a plăcut să fac floarea. Cum se cheamă săptămâna asta la școală? Săptămâna verde! Săptămâna verde! Poate să-mi spună cineva ce înseamnă săptămâna verde? De ce se cheamă verde și nu se cheamă roșie? Trebuie să avem grijă de natură, să învățăm da. Să avem grijă de natură, nu? Da, oh. Da. Să învățăm să avem grijă de natură. Și să o protejăm, nu? Da. Prin anumite activități. Ia să vedem astăzi ce produse am folosit noi, ce materiale am folosit noi astăzi la planșa voastră. Reciclabile, foarte bine. Care sunt produsele reciclabile de pe masa voastră? Paharul de hârtie. Ce altceva? Bețișoarele, da, sunt produse reciclabile. Într-o zi de primăvară timpurie, tatăl urs își pregăti câteva unelte și porni către pădure. Putem veni și noi cu tine? Întreabă Ursache și Pușica. Sigur că da. Haideți, răspunse tatăl urs. Cei doi cui de urs își urmară tatăl, zburând fericiți pe cărarea din pădure. După ce străbătură o bună bucată de drum, Ursache îl întrebă pe tatăl său. Unde mergem? Ce faci cu atâtea unelte? Activitățile din Săptămâna Verde vor continua și mâine la bibliotecă, fiind ultima zi acestui program școlar.